Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În cazul șefei de secție oncologie de la Spitalul Județean din Suceava, nu v-a îngrozit? Drăguță șefă. Ați uitat la știri? Nu. N-am uitat la știri, bă, da. Uitat, nu. Eu n-am văzut că am fost la o petrecere de copii. Mie mi se pare că, mai ales acum după ce s-au mărit salariile în asta zona asta, da. Înțeleg că doamna aduna vreo 5.000 de euro da, pe lună. Da, 25.000 de lei. Doamna șefa de secție medic, da? Doctor. Da. Șefa de secție oncologie. Oncologie adică cancer, ca să, dacă e cineva ce nu știe. La Spitalul Județean din Suceava. Spitalul ăsta județean din Suceava, am senzația că se transformă așa într-o rușine națională. Asta este spitalul căruia a fost retras o decorație. I-a retras președintele Klaus Iohannis o decorație la începutul pandemiei. Știi când managerul de atunci, sau directorul medical, mă scuzați, a chemat la spital toți medicii să facă ședință cu ei. În condițiile în care era pandemia la început, era nebunie, se declarase stare de urgență, i-a chemat pe toți, i-a băgat într-o sală. Rezultatul, în 5 zile, 3 sferturi dintre cadrele medicale au cedat. Erau bolnavi, s-au stat acasă, au făcut COVID, pentru că i-a băgat pe toți în aceea sală să le explice care e treaba. Au și murit câțiva, deci o nenorocire. Bun. E, acum, caz cu doamna asta, a venit de 5.000 de euro lunar, bani în mână, din funcția ei de șefă de secție și de la cabinetul privat. Și procurorii au documentat numai puțin de 62 de luări de mită numai o săptămână din decembrie. Sigur, prima întrebare este dacă erau cadouri sau act medical condiționat. Că aici este o diferență fundamentală. Presa locală scrie că acțiunea procurorilor a fost declanșată de un denunț al unui pacient care s-a plâns că această doamnă i-ar fi cerut câteva sute de lei șpagă ca să-l îngrijească în secția de oncologie. Deci, bani, deci condiționare de act medical. Bolnavul s-a plâns și de faptul că același medic amâna eliberarea rețetelor și acordarea tratamentului până când nu primea șpagă. Da. Ce să zic, îmi vine să nebunesc când citesc astea. Bă, vorbim de bolnav de cancer, mă, băiatul, e ceva îngrozitor. Ești șef de secție, ai un salariu, ai venit de 5.000 de euro pe lună. Moare ăla în chinuri, tu îi ceri bani să-i dai medicamente. Cum e posibil așa ceva? Eu îmi dau seama cum reușesc să facă transformarea, adică trebuie să te transformi un pic ca să reușești să faci chestia, să condiționezi chestia asta. Da, cred că e o problemă psihiatrică deja. Da, și cum ești în ea? Adică ai terminat programul, ai ieșit în lumea reală și cum te transformi la loc în om? Hai, mă duc să-mi iau o poșetiță frumoasă, că am luat o șpagă de la nenorocit. Sau hai să luăm o vacanță, că uite, am reușit să scot ceva azi. Comunicatul procurorilor spune așa, citez, inculpata, în baza aceleiași rezoluții infracționale, mă rog, bla bla, nu știu, și în mod repetat, a pretins și a primit. Deci procurorii spun că a cerut diferite sume de bani și bunuri de la un număr de 64 de persoane, pacienți sau aparținători, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv pentru îndeplinirea actelor medicale referitoare la tratamentul și asistența medicală care trebuiau realizate gratuit. Am încheiat citatul. Bun. Asta este acuzația procurorilor potrivit legii, nu? Potrivit Constituției, oricine prezumat nevinovat până când se demonstrează în instanță altfel, deci o să vedem dacă se dovedește. Dar, în unele cazuri, pare că totuși nu contează deloc veniturile. Nu se compare, adică pare să fie o plăcere crudă așa de a cere bani bolnavilor. Bun, dar eu sper că acestea sunt excepții, totuși, nu? Adică imensa majoritatea cadrelor medicale, în imensa majoritatea spitalelor din România, totuși, poate sunt cazuri izolate astea în care se pretinde șpagă. Avem motive de optimism? Despre asta aș vrea să vorbim în dimineața asta. Se mai dă șpagă la doctori? Se mai cere șpagă? Mai cer doctorii șpagă? 0372069599. Ați încercat și ați fost refuzați? Am vrea să vorbim despre ambele fețe ale acestei monede, nici nu știu că nu pot să-i spun medalie. De ce dau oamenii bani la medic? Că speră că astfel primesc ceva mai multă atenție și un tratament mai bun. Și au senzația că dacă nu primește medicul, aoleu, înseamnă că n-am nicio șansă. Nu există și concepția asta. Alții dau ceva sau simt nevoia să dea ceva pentru că sunt chiar mulțumiți și vor să facă un gest. Sau pentru că îi condiționează medicul, ceea ce este infracțiunea. Dar eu mă întreb dacă vreun medic a pus vreodată pe ușa cabinetului sau un afiș pe care să scrie: nu primesc nimic. Nici bani, nici produse, nici curcan, nici găină, nici vin, nici suică, nimic, nimic. Și dacă încearcă vreunul, o să mă fac foc și pare și o să-l notez în carnețel. Deci nu încercați. Adică dacă vezi așa ceva la intrarea într-un cabinet medical, mai încerci să-i dai ceva? Și dacă încerci și medicul ăla să-mi furie și țipă la pacientul un pic,
Nu ți-e rușine că încerci să-mi dai o șpagă, să mă șpăguiești aici și Dumnezeului? Tu știi ce salariu am eu? Se duce vorba imediat. În policlinică, în spital, oriunde ar fi. Da. Medicul cu tare nu e nimic. Da, da, nu așa. Mai încearcă nimic. Înțeleg că acum mai nou se încearcă, unii încearcă să dea și la privat șpagă. Sunt, în spitale mai sunt afișe, da, mă rog, sunt, în acest spital nu se dă șpagă. Da, erau și la Suceava, înțeleg, da. S-au pus și au fost rupte. Bun, de ce nu indică conducerile spitalelor niște fundații cărora le pot dona pacienții mulțumiți? Adică dacă ești pacient mulțumit și ai vrea să dai ceva, chiar simți nevoia să faci un cadou, să scrii la intrare. Pentru cei care vor să facă donații, vedeți că sunt fundațiile cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, bla bla, care ajută bolnavi de cancer, care fac tratamente paliative, care... De ce nu fac asta? Poate nu s-au gândit, uite, e o variantă. Și să spună la sfârșitul fiecărui an, anul trecut, aceste fundații au primit de la diversi pacienți ai spitalului nostru atât. Și vă recomandăm să încercați. E bună mult mai bine decât să încercați să dați sub șpagă unui doctor. Să scrii la intrare. Salariile medicilor, salariile personalului medical au fost mărite. Vă mulțumim frumos, este o chestie de onoare să ne facem meseria pentru banii pe care îi primim în mod oficial și legal. 0372069599. Se mai dă șpagă la doctor? Se mai cere șpagă la doctor? Aveți cazuri pozitive, negative? Nu o să vorbim de nume. Și înțelegeți de ce. Nu o să dăm nume și funcții, pentru că nu avem cum să verificăm. Dacă ați dat șpagă și vreți să ne spuneți că ați dat șpagă, nu veți putea folosi nume, pentru că sunt acuzații penale și nu avem cum să le verificăm. Și noi avem aici o lege care ne împiedică să facem astfel de lucruri, ceea ce e foarte corect. Da, veselă piesa pe subiectul din această dimineață. 7:47. Se mai dă șpagă la doctor, se mai cere șpagă la doctor. Sau dimpotrivă, se refuză? Hai să vedem. Ioan, bună dimineața. Salut, Ioan. Salut, Ioan. Bună dimineața. Da, te rog, te ascult. Da. Din nefericire, sunt foarte indignat din această cauză care o dezbateți acum, da, la radio. Lucrez în sistemul medical de mai bine de 12 ani și am fost nevoit să dau șpagă, așa cum se numește, la doctori, la colegii mei de instituție, să o numesc așa. Ok. Dar ți-au cerut, ți-au pretins sau ai simțit tu nevoia sau așa făcea toată lumea? Că sunt niște nuanțe aici. Nu au pretins și nu au cerut. Aha, și atunci de ce ai dat? Nu știu ce face toată lumea, dar ca să mă ajute într-o anumită zi, într-o zi respectivă, pentru că era oarecum o urgență, a trebuit să mă simt, pentru că se fofilea de colo până colo, că nu are timp, că are alte operații de făcut, că hai să o lăsăm pe săptămâna viitoare, că știți, niște chestii din astea învățate de ei teoretic. O să-mi spui specialitatea, domeniul la care aveai nevoie? Ce era? Ortopedie? La chirurgie. Chirurgie. La chirurgie aveam nevoie. Bun. Dar spune-mi, cum s-a întâmplat? Adică ce-i făcut? I-ai pus un plic pe masă? I-ai băgat în buzunar? Cum a fost? Nu, direct am scos banii din buzunarul meu, da. Am numărat câteva hârtii, le-am dat medicului în mână? Chirurg și în mână direct și o sumă aferent mai mică și domnului anestezist. Și a rezolvat problema, adică s-a rezolvat, nu te-a mai amânat. Nu, domnul anestezist a cam ocolit-o, stai un pic, hai, lasă că nu-i nevoie, că nu știu ce, hai, ai și te rog frumos, dacă te uitași când din număr. Și s-a rezolvat a doua zi de dimineață, cu drag și spor, totul a fost ca la carte. Da, mulțumesc pentru relatarea. Și momentul ăsta, bă, scoți banii din buzunar, știi? Ca la, nu știu, ca la numeri, piață. Pac, hai mă, ia niște bani și ăla, ia, gata, mersi, îi bagă în buzunar, aia că te rezolvi mâine. Ăsta e cutremurător momentul ăsta. Și zice că s-ar întâmpla și la privat, ne scrie o ascultătoare, ne povestește că tatăl ei a fost operat pe cord anul trecut în februarie într-o clinică privată și că medicul i-a șantajat practic cerându-le mai mulți bani folosindu-se de oamenii din interiorul clinicii. Efectiv, într-o singură zi, mi s-au cerut de 5 ori prin telefon. Chipurile negociam și paga. Între 2.000 și 5.000 de euro, cu amenințări. Că nu le externează pe tata și că vor umfla oricum factura dacă nu vreau să dau. Da, mesajul e cu nume, prenume, cu numele instituției. Acum eu mă îndoiesc că mi se pare totalmente incredibil că se poate face așa ceva prin telefon, să sune, să ceară.
Doamnă, poate că n-ați înțeles bine? Adică poate că... sunat-o de 5 ori într-o zi. Poate îi spuneau că mai e nevoie să mai plătească o anumită intervenție, o anumită analiză, ceva de genul ăsta? Tratamentele la privat pot fi foarte scumpe, iar în zona de cardio este înspăimântător de scump. E foarte bun. Luminița, bună dimineața. Bună, Luminița. Bună dimineața, din Bacău vă sun eu. Să rămână, doamnă. Eu v-am sunat să vă spun că nu e neapărat condiționat de fiecare dată, dar și noi am învățat, din păcate, și noi am învățat așa. Ok. Pentru că de experiență frică, personală? Poftim? Experiență personală, pot să spun, în momentul când am avut, când am născut prin cezariană, nu mi s-a cerut, nici nu am dat. În momentul după ce am născut, nu am dat, pentru că nu am dat, pur și simplu, nu e genul meu de om să dau așa. Dar vă spun că sunt noi, în general, suntem forțați să dăm, pentru că în momentul când ajungem acolo, e clar o urgență și nu facem asta din plăcere. Da, și suntem speriați și medicul are un aședen psihologic asupra pacientului, evident, și ăla este momentul în care medicul trebuie să spună el, să nu care cumva, să încercați, nu mă interesează. Exact. Sigur că poate fi. Lucrat în sănătate și vă pot spune o situație, e de mult. Un pacient s-a dus la medic și i-a dat un plic. Medicul respectiv s-a uitat în plic și a zis, bani de țigări eu am. Tare. Respectivul om a fost umilit în ultimul hal, din punctul meu de vedere. Buzunarul, băiatul meu. Da, exact. Exact. Asta mi se pare o chestie urâtă. Mulțumim mult. Da, uite că nu se întâmplă neapărat numai în situații de urgență. Spune cineva că soția de câte ori merge la fundeni la control, deci tot la oncologie, trebuie să dea 400 de lei în loc de bună dimineața. Ori iată, e o situație... Eu sunt convins că sunt și cazuri de medici sau asistente care refuză. Ei, uite, avem un caz. Își fac un titlu de mândrie din a refuza și vor să dea un exemplu, astfel și îi felicit. Da, am primit un mesaj de la Natalia, care este medic, și spune așa. Zilnic mă confrunt cu o situație opusă. Am afiș pe ușă. Nu primesc atenții, cum spuneai tu. Zilnic sunt hărțuită. Ultima dată chiar mi-a spus o pacientă să dau anunțul jos. Eu la cine să mă plâng? Pe noi cine să ne apere? Am refuzat civilizat, am țipat de ani de zile, nimic. Povestea continuă din cauza colegilor care nu se potolesc. E și asta, e și asta o realitate. Da. Că trebuie să refuzi constant, tot timpul, zilnic, și pacienții se simt, aoleo, de ce nu? E și o presiune din partea pacienților. Da. Deci e și aici o vină. E greu să nu fii în trend. Vorbim și despre asta, știi? Da. Ce-o fi cu obsesia asta, nesiguranța asta, și să dăm tot timpul câte ceva, să dăm o șpagă la medic. Eugen, bună dimineața. Bună dimineața, Eugen. Neața. Bună dimineața, de la Ploiești vă sun. Te rog. Caz pățit pe propria piele. Soția mea a fost diagnosticată cu cancer în 2019 și a urmat un tratament la un spital de stat din București, eu fiind din Ploiești, cu obiceiuri prinse și rădăcinate la Ploiești. Am încercat să-i dau acelui doctor un pliculeț la birou. Da. Iar cu o voce foarte blajină și un doctor extraordinar mi-a zis, domnul Burlacu, dumneavoastră aveți nevoie mai mult de bani ăștia decât am eu. Aveți multe de făcut și o să fie o boală costisitoare. Eu câștig destul de bine să-mi permit tot ceea ce îmi doresc. Cum îl cheamă pe acest foarte doctor? Foarte calm. Cum îl cheamă foarte pe acest calm, doctor? Foarte deosebit. Un domn care veneai plângând la el în birou și plecai râzând, cu o boală de cancer. Din nefericire, soția mea a murit în 2021. Îmi pare rău să aud asta. Cum îl cheamă pe acest, cum îl cheamă pe acest medic? Pot să spun, domnul doctor Median. Mulțumim este foarte un mult. Un doctor extraordinar, jos pălăria, care a încercat până în ultima clipă să aibă grijă de soția mea, un doctor care îi port tot respectul și toate mulțumirile care pot să îi le aduc. Așa, deci nici nu s-a uitat în plic sau să pună mâna pe plic. Sau eu am încercat să-l înghesui pe sub niște hârtiuțe acolo și a zis domnul Burlacu, zâmbind și calm, a zis nu este nevoie. Mulțumesc foarte mult pentru această experiență, o rază de speranță. Mai avem doar câteva secunde. Mihaela, bună dimineața. Bună, Mihaela. Bună dimineața, sunt bolnav oncologic, am puține emoții. Să rămână, doamnă. Și, vă dorim multă sănătate și putere. Vă rog. Mulțumesc.
Din păcate, da, dau șpagă la medic. Mi s-a părut că nu este normal să fac acest lucru la început. Am vrut să-i ofer doamnei doctor un cadou. Și până să ajung, m-am sfătuit cu asistenta, până să ajung să îi ofer, mi-a făcut o scenă foarte urâtă. Și eram la pământ la momentul respectiv, că, mă rog, aveam niște, erau niște probleme pe care urma să le investighez. Simțeam că nu pot să mă mut la un alt medic. Ai dat o singură dată sau m-a repetat? Nu, a fost atunci. După incidentul respectiv, i-am oferit cadoul pe care îl luasem. Și de atunci prefer să merg, de câte ori merg la medic, dau câte niște bani ca să fiu tratată cum trebuie. Mulțumesc foarte mult pentru experiență. Îți dorim sănătate și ție și tuturor celor care aveți probleme medicale și sunteți pe recepție. Niciun fel de milă și înțelegere nu am pentru medicii care condiționează actul medical. Am toată înțelegerea pentru pacienții care se duc speriați la doctor și ar face orice ca să scape de probleme, dar cred că depinde și de noi, ține și de noi să refuzăm să dăm sau să-i reclamăm pe acești medici care cer. Și tot respectul față de cei care își înțeleg cu adevărat rolul și sprijină pacienții și refuză să ia bani. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.